până se găsește filmul. Numele meu este Radu Juran, sunt profesor de matematică, am cerut scuze pentru asta, nu e perfect, și fac parte dintr-o echipă care a avut șansa să cunoască pe Nicolaus acum 20 de ani și să coboare oricare, sunt mai multe formate, că n-am știut ce sistem de operare aveți așa. Dar interesant cum ai eliberat din casa mea cu programatica să folosește Windows, până la urmă, Open Software. Da, la Cantemir am folosit, am fost profesor la Cantemir în perioada aia și ce vreau să vă spun, este momentul zero din punctul meu de vedere al internetului. În 1993 exista un troll, noi aveam legătură la internet. Vizita lui Soros la Cantemir, unde aveam internet, unde cream software educațional, nu are importanță sunetul, nu mă interesează. Este momentul în care internetul coboară din mediile astea rarefiate în care exista, academic, universități, Academia Română, Politehnica București, ICI, ITC, coboară în masă. Este momentul în care internetul, prin copii, prin elevi, prin părinții lor, ajunge la toată lumea. Este momentul de democratizare. Câți oameni aveau legătură la internet sau știau că există internetul în noiembrie 2013? Probabil câteva sute. Acum sunt 10 milioane în România. Internetul a ajuns prin școală, în masă. Prin copii, prin părinții lor. Este momentul în care Soros este tras de mânecă de Cătălin Cunaru să-i arate minunea secolului internetul și eu aveam la sub braț un dosar cu e-mail-uri schimbate cu unii de pe Romanians, dacă mai țineți minte, exista Romanians, care ne înjurau de mama focului, necrezând că cineva în România poate să aibă acces la e-mail, la modul masiv, vreau să vă spun, în momentul ăla. Soros anunță câteva minute mai târziu, după vizita la Cantemir, că va finanța cu 4 milioane de dolari americani, Nicolaus, țin minte exact, conectivitatea școlilor la internet, prin 4 antene, București, Iași, Timișoara și DNT-ul, prima rețea care a servit școlilor, după care s-a transformat, a apărut RoidUNet-ul. Noi am trecut pe Kappa la momentul ăla. Asta e foarte interesant, păcat că nu se vede foarte bine. Era o scrisoare a lui Jonathan Painter despre memorandumul în care crea proiectul Computere pentru Licee și Internet pentru Licee. Primele site-uri încep să apară la licee. Primul site, prima conectivitate, foarte lucru se era Cantemirului la momentul ăla, prima conectivitate, prima rețea de utilizare a internetului prin Infotin, Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret, unde eram director la un moment dat și care au creat noduri în toate capitalele de județ pentru tineri. Era un fel de backbone. Încep să apară, în mod firesc, conținuturile educaționale, mai ales după anul 2001, conținuturile educaționale prin programul de informatizare masiv care a urmat în 2001 și continuă și astăzi în toate școlile din România, conținut educațional multimedia interactiv creat pe curriculum românesc. Și prin acest conținut educațional, România devine o țară exportatoare de sisteme educaționale. România exportă acum și este bine să spun asta și mă bucur că o spun la câțiva oameni care vor transmite cu siguranță mai departe, sunt foarte puține țări care exportă educație. Pentru că educația are o componentă culturală specifică fiecare țări. România exportă educație, augmented reality, conținut educațional pentru copii. Acestea sunt, vedeți, elemente, vă spuneam, exportăm educație și asta este bine, suntem acum pe vreo 3 continente, pe 20 de țări care cumpără inteligență românească, cumpără inteligență
Ceea ce vedeți aici sunt lucruri create de profesori români. Sunt profesori români care, la un moment dat, eram pe Facebook Adineau și mi spune Petru Dumitru de la Bruxelles, el este, lucrează la InfoSoc acolo, este unul dintre experții foarte valoroși ai României care lucrează la comisie și care își exprima gratitudinea pentru Adi Rotaru. El era profesor la Focșani când am început noi nebunia asta în 2003. Așa, în altfel, da. Și Petru Dumitru îmi spune pe Facebook acum că el este unde este pentru că noi am făcut atunci ce am făcut. Asta mi-a scris pe Facebook. E și Nicolau sunt, că ne-am certat pe Facebook adunarea noastră. Conținutul educațional pe care în mod natural apare. Eu cu asta am ocupat de o zonă de conținut pentru educație prin instrumente ITNC și internetul a apărut ca un lucru natural, ca un lucru firesc de transport, de acces, de democratizare, dacă vreți, a educației. Sunt mai multe momente de genul acesta. Sper să trecem mai repede. Asta este de matematică, o aplicație foarte faină. E foarte interesant când mă duc cu aplicațiile astea, de exemplu, la conferințe, oriunde m-aș duce, dacă mă duc în Turkmenistan, Kazakhstan sau la Londra, se petrece invariabil același lucru. Cineva îmi fură hârtie, îmi fură marcări. Toată lumea este incredibil. Toată lumea crede că de la marcări nu se trage ceea ce se întâmplă acolo. Și mai pipă câte unul care ia o hârtie la subgrază de pe masa mea și fuge cu ea, pe unii prind, pe unii nu. Dar acum îmi imaginez pe ea pe care nu i-am prins, cum îi biciuie cineva că ăsta stă cu foaia de hârtie în fața unei perioade și nu se întâmplă nimic. Adică este dramatic. Mă gândesc pentru omul ăla sărac. Știi că el a fost pus, bă, du-te și fură-i hârtia lui ăla, că e o invenție acolo. Hârtia este magică. Da, îmi fură marcă. Incredibil. Dar noi am depășit momentul ăsta și mă bucur să spun. Este o mare dezbatere acum vis-a-vis de manuale digitale. Și probabil că va mai continua această dezbatere. Care, după părerea mea, a început cu stângul și anume manualul tipărit să fie dublat un PDF. Eu spun respicat. România nu mai este în 96. România este în 2013. România în 2013 nu se mai poate întoarce la PDF-uri. Acestea sunt laboratoare virtuale. Le se găsesc pe net. Elevul poate să intre și să lucreze într-un laborator ca și cum ar fi într-un laborator real. Adică poate să facă și creșteri. Nu mai este un conținut dirijat, cum au fost până acum, ci poate să pună apă în acid sau acid în apă, să întâmplă ceva grav, poate să obțină bomba atomică, dacă nu este atent. Acestea sunt laboratoarele virtuale care există online pentru învățământul românesc. Tot ce înseamnă din punct de vedere curricular, matematică, fizică, chimie și biologie ca lucrări de laborator. Sunt elemente, așa, din istoria, am trecut foarte repede, elemente din istoria zbaterilor noastre la urmă, pentru că fiecare are o anumită zbatere în ceea ce face acolo. România este o țară respectată din punct de vedere al conținutului educațional și din punct de vedere al conținutului educațional pe internet. Asta este primul de anul acesta World Summit Award pentru conținut educațional făcut pentru copii cu nevoi speciale. Suntem singura țară care a câștigat de două ori World Summit Award. Deci este un premiu major domeniul ITNC. De două ori, pentru două categorii diferite, e dat în 2005 și anul acesta, 2013, pentru Inclusion și Empowerment, s-a numit categoria. Sunt lucruri faine pe care le-am făcut pentru sistemul educațional românesc. Ele sunt foarte bine folosite în școlile astea speciale. Ăsta este un proiect foarte sensibil și cu mare încărcătură emoțională. Acest conținut. Și, de fapt, ce vreau să spun, nu este un proiect didactic, este un proiect didactic. Este un proiect care ține foarte mult de pedagogie, mai mult decât de IT. Dar vedeți ce frumos se întrebătunde, pentru că utilizarea IT-ului, a internetului, ca formă de pătrundere a unor componente didactice puternice în spațiul educațional, lucrul acesta se petrece acum și în școala românească și, mă rog, în cât mai multe școli. Vorbeam într-una din pauze. România, bineînțeles, n-a inventat internetul. Nu noi am inventat internetul. Noi am avut câteva elemente de noutate în tot ce înseamnă evoluția internetului în lumea
întreagă, dar eu spun încă o dată, demersul pe care Fundația Soros l-a făcut în 1993, cu cele două proiecte mari, computere pentru licee și internet în școală, a însemnat, de fapt, democratizarea internetului și cred că a fost pentru prima oară în România când o școală de cartier avea acces la conectivitate, avea acces la internet. În momentul în care copiii puteau să creeze, nu numai să utilizeze informații de pe internet, pentru că își făceau paginile lor de web, lucrul acesta se petrece, vedeți, pe nesimțite. Acum, nici o școală în România nu mai este fără internet. Niciuna. Și vă spun absolut sigur, deci 100% informația asta. Nici o școală din România nu mai, nu mai este lipsită de internet. Oriunde s-ar găsi. Ăsta este un al doilea proiect formidabil. Este învățare bazată pe proiect cu sisteme multitouch, din punct de vedere al conținutului educațional, care face trecerea de la direct cognition la distributed cognition, în ceea ce înseamnă utilizarea calculatorului ca mijloc complementar de educație, și subliniez complementar, nu este alternativ, nu este 0 sau 1. Este complementaritatea actului IT, procesului IT în si, în demersul didactic. Aici copiii construiesc o centrală atomică, chiar cea de la Cernobâl o construiesc, am învățat întâi despre sistemul economic, social, politic la acel moment. Încep să o construiască, unul citește, altul se uită la filme, altul construiește, altul descoperă greșeala și intervine. Toate lucrurile astea se petrec într-un mediu controlat. Am avut aici o zonă foarte interesantă. La un moment dat se întâmplă ceva, punctul de comandă și control pe care acum îi dă drumul copilul acolo, îl anunță că Moscova îi spune, nu a anunțat adresa, tu un citorii pe acoperiș, nu închide la acutare, știu. Este la atitudinea copiilor să asculte de Moscova sau nu și dacă nu, pot să luați acel lucru, ce am vrut să putea să luați. Am avut o situație foarte interesantă când a venit o mamică la un an dintre școlile unde a fost implementat asta și proiectul ăsta, de fapt, este considerat unul dintre cele mai bune în lume. A fost premiat la IPM anul ăsta, la Gold Award. Este pentru prima oară cu un proiect de educație, este premiat la International Project Management Association. Pentru prima oară în istoria lor din 65. Cu mesajul președintelui juriului că este un semnal pentru guvernele lumii de reevaluarea programelor de educație și de recunoașterea excelenței în educație. Am chiar citat-o. Mămica vine la școală supărată și zice ce fel de școală este asta, e caz de altă. Când copilul meu este iradiat în timpul orelor de fizică. Este formidabil. Este formidabil mesajul ăsta. Este formidabil. Înseamnă că interfața, înseamnă că era atât de natural tot ce s-a întâmplat cu copilul ăla care s-a dus acasă și a spus, azi am salvat Cernobâlul. Și mai că se pare că făcea clătite sau chiftele sau ceva și a leșinat în bucătărie când a auzit că are un copil care a salvat Cernobâlul. Doamne, nu-i cum, adică să salvezi Cernobâlul. Mai că s-au fi trăit perioada lui 86 cu Cernobâlul, nu? Au fi fost pe acolo și radiate și ceva. Și s-a avut acum că vine asta în bucătărie, a salvat Cernobâlul. S-a dus glonț la școală, la director, direct, și a fost tărăbui mare. Manualele digitale pe care le facem acum, de fapt, vedeți, noi le facem în Dubai, avem proiect de 3 ani de zile, este al 3 ani de zile în care facem manuale digitale. Cred că înseamnă pasul înainte pe care învățământul de orice tip ar fi, de oriunde s-ar găsi, inclusiv România, bineînțeles, pentru că, repede, suntem o țară respectabilă în domeniul utilizării ITNC-ului în școală. În toată lumea. Deci avem un cuvânt chiar greu de spus. Cred că în momentul de a trece la manuale digitale cu conținut interactiv multimedia înăuntru, în care fiecare imagine, de fapt, să fie o activitate imersivă de învățare, copilul să intre în acea poveste, să exploreze, să descopere ceea ce textul spune. Dar cred că acest moment este cel mai important. Și asta este, de fapt, 16 septembrie 2013, o școală din Târgu Jiu, unde avem un parteneriat cu acea școală, un liceu foarte bun, o învățătoare absolut formidabilă de care m-am îndrăgostit, o femeie, o să o vedeți imediat, spectaculoasă. Clasa a patra sunt copiii ăștia, istoria de clasa a patra pe... nu? Asta sunt pe Android, deci este urmașul din Unix, ca să rămânem așa în tonalitatea. În care se vede foarte clar Feel the Joy of Understanding. Da? Deci,
Copilul transformă obligația în motivație. Lucrul ăsta se vede pe fețele lor. Aici suntem cu demersul nostru. Cred că ăsta este, cum să-i spun, aplicația educațională care are undeva numit cloud repozitoriu și acolo poate și mama și tata și profesorul să vadă care este profitul cognitiv și al copilului și ce s-a întâmplat cu copilul la fiecare pagină, etc., etc. Deci, iată, doamna învățătoare, este formidabil. A intrat atât de repede în mișcarea didactică, în mișcarea IT-ului din didactica pe care dânsa o cunoștea, încât pe mine a cucerit. Este Regina Nicolae Stopiană și rețineți numele ăsta, este o femeie de mare pomenită. Suntem, ca să zic, aici la clasa a patra, dar lucrurile se pot generalize, să pot să faci un pas mai în față, pentru că învățământul centrat pe elev nu înseamnă, de fapt, elevul cu o tabletă sau cu un calculator sau cu o carte în față, ci înseamnă învățământ colaborativ. Înseamnă învățare bazată pe proiect, personalizată pentru fiecare elev în parte. Cam asta este tendința, cam asta este trendul. De fapt, cele mai multe, adică, mă rog, cele mai multe, edituri importante în lumea asta largă, își dezvoltă un departament, o divizie de creare de conținut educațional, de digitizare a cărților pe care îi dau. Cam asta este. Ăștia sunt copii români, deci tot ceea ce vedeți aici sunt clase din România, elevi români, în altă parte. Ei există. Ei sunt aici și noi suntem de asemenea aici. Și probabil că știu, nu ne mișcăm cu viteza pe care o la fiecare. Asta e clar. Și ce ne facem cu programul? 20 de ani ne-am mișcat însă foarte mult. Și într-o direcție, cred, bună, Nicolaus. Cred că cei 53 de ani ai mei merg înainte spre 60 și nu înapoi spre 50. Sper să fie așa, că ar fi greu dacă aș lua înapoi. S-a numit senectute, dar oricum și senectuta este bună. Știți avantajele senectuții, nu? A fi mereu în urmă. Și senectuta e bună. Așa încât, da, aici văd viitorul, imaginea asta. Și cred cu tărie că oricâte încet mi s-ar părea că ne mișcăm, totuși drumul acesta a fost parcurs de dumneavoastră, de fiecare din sala asta. Și de mine și elevii noștri care beneficiază, toți elevii români care pot beneficia de așa ceva. Pentru că le-am școală. Vă rog, profesor, îmi cer scuze că nu am răspuns, eram în... Întrebam ce face cu programul școlar. Deci, pozele care le aveți... Asta e altă discuție. Este o demonstrație a învățământului centrat pe elev, lucrând... În mod colaborativ. În mod diferit cu... Și colaborativ. În echipă. Și posibilitățile. E adevărat, da. Deci, încălcând regulamentul Ministerului. Nu. Vă contrazic un pic, dacă îmi permiteți. Știu că îmi permiteți. Există un curriculum integrat transdisciplinar, cel pe care l-am ilustrat aici și în film și în poză. Acest curriculum integrat transdisciplinar este în sine o noutate pentru proiectul Multitouch, adică în proiectul Multitouch nu am început luând manualul de cutare și făcând de acolo. Este un curriculum integrat transdisciplinar pentru matematică și științe și socio-umane. Adică eu mi-am imaginat că în loc de a face matematică, fizică, chimie, două ore, sport, turism, PDAP și pot să plec acasă, pot astăzi să-mi imaginez un scenariu didactic în care să construiesc un oraș. Și noi patru, eu cu noastră, cu Adi Lotaru și cu Nicolaos, construim infrastructura. Dacă suntem normal la cap ca primari care construim infrastructura, atunci vom calcula foarte bine podul și când trebuie să facem podul, trebuie să zicem și tangenta la curbă și încărcătura în pilon și aciditatea apei și verdeața de jur împrejur. Alți patru, împreună cu domnul profesor Vlada de acolo din spate, construiesc relația între instituția prefectului, a primarului, nu știu ce. Acest curriculum pe care noi l-am creat, când i-am creat un curriculum care este independent de IT. Acest curriculum să facă peste programul Ministerului. În niciun caz. Dacă permiteți încă o dată, lăsați-mă să termin și o să vedeți că nu mai e cazul să interveniți. Acest curriculum care pleacă de la o matrice
cauză-efect, peste care, în a treia dimensiune, un conținutul, este dublat de un kit pentru profesor, de un manual pentru profesor, au fost formați. Numai important, dacă vorbim, începe 2000 de profesori formați, din toate liceele din România, pentru că se adresează nivelului de cunoștință de clasa 11-a, și acesta este un curriculum național avizat de Ministerul Educației. Prin urmare, el face parte din orarul școlilor care vrea să-l aplice, care vor să-l aplice. Deci este un curriculum avizat, în ordine de ministru, în 2010, și care poate să fie aplicat. Sunt școli, și vă dau un exemplu foarte bun. Și sunteți foarte... acest curriculum denunță la predarea... Tocmai ce am spus, că este un element de complementaritate. Este un element de complementaritate. Dar există o școală foarte aproape de noastră, Mihai Ionescu din Satul Mare, o emisiune se vizita să vedeți niște oameni absolut extraordinari, și care au plecat pe acest demers cu o profesoară de limba română. Vedeți, democratizat. Deci o profesoară de limba română, care a preluat ideea asta, a preluat arhitectura acestei gândiri și a definit o temă în care se numește zbor. Și pe tema anumită zbor fac orice. Inclusiv educație fizică. Să vedeți profesorul de educație fizică cum stă cu tableta și cum măsoară el împreună cu ăla de fizică descompunerea mișcării și cum fac, de fapt, și cu ăla de biologie, de biomecanică. Mergeți să-i vedeți. Sunt spectaculoși. Sunt spectaculoși. Culmea este că nici nu ne-a scăzut media de bacalaureat și are cu 100% după 3 ani de implementare a acestui proiect. Și sunt școli de acest tip care folosesc la greu. Bineînțeles că nu sunt toate. Evident. Sistemul educațional, din punctul meu de vedere, nu este o insulă de bunăstare într-un sistem social bolnav. Ci ia toate atributele și de comportament, și de moralitate, și de bunăstare, și de proastă stare din sistemul social în care trăim. Care înseamnă și sistem? Politic, înseamnă și cultură, și educație, și social, și politică, și sănătate, și de toate. Deci nu putem să fim în educație mai altfel decât e toată societatea. Suntem la fel. Avem un sistem educațional profesor care dorm în capul pe catedră, avem profesori care beau, avem profesori care citesc ziarul, dar avem și profesori care creează performanță, avem și profesori care preiau un copil de nota 5 și duc la nota 8, avem profesori care își merită numele de dascăl cu prea plin în sistemul educațional. Și vă spun ceva, dacă nu i-am fi avut, sistemul educațional ar fi murit de mult. Dar ei există. Sunt mai puțin vizibili, pentru că nu are niciunul asupraț cu lăină care se nască UIP. Probabil că dintre ăștia care sunt foarte buni și care sunt tăcuți și sunt mulți, probabil că cei mai mulți dintre ei nu fură, deci nu-i vedem nici pe televizor la DNA sau PNA sau cum se mai numește chestia aia, care în ultima vreme pare singura instituție care mai lucrează în România. Da, dacă treci la televizor, numai pe ăștia. Deci ăștia sunt singurii care fac ceva. În rest nimeni, nu mai face nimeni nimic. Da, dar revenim. Deci există profesori care sunt cu capul omului în continuare și care își merită numele de taxă. Spun asta cu tărie. Și spun cu tărie încă un lucru. Suntem toți aici, în sala asta de clasă, că vorbim despre sistemul educațional, în care IT-ul a pătruns ca o nevoie de democratizare în 93, prin Nicolae Sandu. Punct. Restul ce am făcut noi pe lângă el sunt epsilon. Da? Bun. Dar numai un pic. În perioada în care Nicolae Sandu făcea ce făcea cu dumneata și cu ceilalți membri. Da. Aminte, cu În ziarul totuși iubirea, am toată colecția acasă, era o pânză de păianjen care în mijlocul zarului, în mijlocul pânză de păianjen era Soros, și m-am trezit și eu cu un firicel așa, eram și eu cu un firicel de la de pânză de păianjen, trădătorul națiunii, m-am speriat, aveam 33 de ani. Cum dracu să nu mai aveam niciun spate. Da, asta mă referea. Mă repuneam la un articol din 1995, semnat de Cristian Tudor Popescu, intitulat Internetul, cel mai mare pericol pentru societatea românească. Până la Cristian Tudor Popescu, mai apărut să reșească. Cristian Tudor Popescu a apărut în ziua, articolul nici nu l-am mai citit, că eram obișnuit. Dar se cuvine să spunem un lucru, pentru că la momentul acela, când eu eram cu o solicită, cu o națișoară de aia, pânzei de păianjen, și directorul meu
profesorul Marin Crăciun, pe care l-a pomenit Nicolaos în discursul lui, un mare profesor de fizică, a fost profesor la liceu. Era singurul care ținea spatele la toată nebunia care se petrecea acolo. Eram o săptămână evreu și el unul, până mă schimbam. Eram eu unul și el evreu. Am fost într-un serial întreg în Toluciuș, la momentul ăla, până când, sufocat de sperietura sinceră pe care o aveam, clar, deci, oameni buni, eram în 93, fusesem niște mineriate pe acolo. Nicolau s-a pomenit de una când a fost campion mondial la sănătate. Da, deci lucrurile astea erau, adică să ne amintim un pic. M-a dus la Mironov. Și să vă vine să-i mulțumesc lui Mironov, lui Alexandru Mironov, era consilier prezidențial la momentul ăla, pe care l-am invitat, nu știa de înainte de 90. L-am invitat la cantere, uite, domnule, ce facem, uite ce vrem să facem, uite ce vrem să facem în toate școlile. Aia era primul. Și a scris un articol în aceeași totuși iubirea, și nu era mai cu nimic. S-a încheiat dușul. Da? S-a încheiat în momentul ăla. Dar asta este istorie. Deci așa s-a întâmplat, pentru că toți suntem la o rememorare a perioadelor respective. Sigur, nu știu de Cristian Tudor Popescu, chiar nu știu. Un reportaj da, să fie conferința de la Băneasa la Sereiu. Bun, eu n-aveam de-a face cu Sereiu, sper să n-am nici în continuare, m-am venit cât am putut. Dar lucrurile așa stau. Dar vreau să închei din asta. Toți cei de aici, din sala asta, suntem rezultatul sistemului educațional românesc și ar trebui să fim mândri de asta. Cu toții am avut la un moment dat, în care un profesor care ne-a adus astăzi în această sală, în istoria noastră. Da? Prin urmare, există în continuare acești profesori. Ei sunt. Care mai rezistă. Sunt mulți care mai rezistă. Și referitor la mintea pe care a atins-o, dar mi-a indicat-o la video, care este viitorul, o ăsta o dacă mai aveți întrebări, în afară de întrebări, dar și noastră, nu trebuie să spuneți, e mult drag.